Din Romul ăla de sânge. Nu există, măi. Istorie, romii au istorie. Mă, nu există traducere. Din aia, mă, s-a dus. Gypsy înseamnă țigan, țigun înseamnă țigan și în alte limbi la fel. Dar rom nu poți să traduci în nici altă limbă. Te rog, nu, gata, ștergeți-vă. Cum adică? Da, voi, așa este. Deci așa este, foarte bine. Care, nu numai voi, și ăștia care sunt țiganii de vatră, care au făcut ONG-uri și au început cu Sarău, care e român și nici nu știe și nu să schimbe de la voi, de la Căldărari, o limbă, de la noi o altă stil de dialect. Dialect de limbă, așa? Că limba și spui, de bază da, e aceeași. E aceeași, dar de dialecte. E adevărat. Da. Și le-a încurcat, le-a făcut profesorul Sarău, dar nu mai știi ce e. Aia știu, ai perfectă dreptate, dar ce zice Nanistor nu-i dau dreptate. Ba da, ba da, are perfectă dreptate. Are dreptate. Păi cum adică rom, știi ce înseamnă limba mea pe care o vorbesc? Om. Om? Da. Manu, știi ce înseamnă? Om, da, se zice romanesc. Făcut, dar cum romanesc, da. Cum se zice romanesc? Rom. Cum se zice? Rom. Tot salmul, rom, na? Rom, na. În limba mea, unele cuvinte au mai multe înțelesuri. Ca și în limba germană. Băi, cum zice, asta e femeia mea. Mure romni. Măi, frate, mai bine mă simt să zic, băi, țigane, câte mă e bricul ăsta? Mă, nu e o jignire că spune țigane, nu, calitatea omului e. E adevărat, ce e. Nu, dar nu de lumire. Fii atent, dacă merge amândoi în Germania, da? Și ne-ar spune nouă, hai să zic, nu aici însă, dacă ne-ar spune neamțul nouă, să ne spună nouă țigani, ți-ar pica bine, Mircea? Dar ție. Frate, peste tot se zice țigan. Nu, mă! Deci în Germania se zice țigoi, în Spania se zice hitan. Mă, Marian, când se zice țigan, atunci știi ce fac ăștia? Ăsta are o conotație... Deci nu se spune țigan în sensul ca să-i spui la un om, țigan, știi? Nu, dar țiganul spune cu gândul că ești de la țigan, știi? Cum se spune și la noi în țară, țiganul e țigan până moare, știi? Nu de lumire ar face pe om că e corect, că e civilizat, că e... Din asta nu suntem noi civilizați, că suntem, că ne numește țigan. Domnule, eu sunt cetățean român de etnie romă. Nu. Ba da. Exact așa am spus eu, sunt cetățean român pentru că trăiesc în România, dar ți-a fost rușine să zici de etnie țigan. Păi nu știu dacă este etnia țigănească. Că ți-aș gura ta, chestia cu romul e de un an, doi. Și țigani de când a fost străbunicul. Și tu deja ți-ai atribuit toată... Ai 100 de generații în spate de țigan. De ce ai cuvântul pe mine chestia cu romul e irită la maxim? Auzi, la germani? Sămânță din sămânța dumitale nu se trage, lasă-ne, domnule, în pace pe chestia asta. Că toată... Ce, dumneata, încerci să faci ceea ce noi, ceea ce nu ai, nu? Adică vrei să pari ceea ce nu ai. Lasă, domnule, în pace ce avem noi, la al noi, nostru. La școală vor să bage cursuri de limba română. Și eu i-am zis la profesoara respectivă, băiatul meu nu va participa la cursurile astea. De ce? Că sunteți țigani. Păi, în primul rând, ăla care vine de limba romanii poate să fie ursar, spuitor sau altă nație de țigani în afară de mine. Și pentru ce chestie să accept eu să-mi strici tu dialectul la băiatul meu, care de fapt nu este în Căldărari. Și să înveți tu băiatul meu să vorbească ursărești. Și la noi s-a făcut asta. Unitățile care mă întrebați, ele, sigur, ele trebuie să se lupte cu conservarea, cu prezervarea limbii. Pentru că, în primul rând, familia este cea care trebuie și care și în trecut a avut rolul cel mai important în conservarea limbii romanie, altfel ar fi dispărut. Gheorghe Sarău, the author of the first Romani-Romanian dictionary, is also the person responsible with the curricula in schools where Romani language is taught. Although he's not an ethnic Roma himself, Sarău fell in love with the language and now works to stimulate the young generation's appetite to learn it. Ce se întâmplă astăzi urmărim cu îngrijorare, pentru că tinerii romi care să-i luăm pe cei care primesc un loc distinct la admiterea în liceu și facultăți, nu prea sunt preocupați de studiul limbii romanii sau de reînvățarea limbii romanii, de reconstrucția identitară prin limbă romanii, prin limba care este elementul de bază al unei culturi, definitorul, liantul de bază. Sunt preocupați mai mult de limba engleză, care le conferă niște beneficii, câștiguri imediate. Și la noi, la Bateu, s-a făcut asta, dar profesorul, fii atent, când mergeau copiii la limbă, la
ora de care făcea copiii știau mai mult decât profesorul, înțelegi? Și la un moment dat zice profesorul la directorul de acolo, zice, eu nu mai pot să continui pentru că n-am ce să le arăt la copii ăștia, știi? Dar cam câte dialecte sunt? Câte neamuri de dialecte? Nu, deci fiecare... Un mare. Dacă eu am trăit între saș, m-am apropiat de dialectul săsesc. Dacă am trăit între maghiari, m-am apropiat de dialectul maghiar. Dacă am trăit între români, m-am apropiat de dialectul român. Când vorbim noi între noi și sunteți cum asistați acum, dacă am vrea să vorbim în limba noastră, să nu înțelegeți nimic, putem vorbi, înțelegeți? Dar când vorbim așa, ca să vorbim, mai băgăm cât un cuvânt din limba românească. Automat ne facem o idee ca să... Da.